îngerat, cu mai mulți copii ca mine, m-am dus la cuminicat. După cuminicătură, lumea noastră, ca înalți ani, ne-a jucat pina și spic și am țâncit în ou cu bani. Unul ținea ou în mână și altul cu banul dădea. De băga banul, lua ou. Dacă nu, banul pierdea. Cum avea șudă pe mine, vărul Ionica luflit, cu bandă-i noi de 100, numai în mână. Sâmbăta aceasta, la centrul eparhial din Caransebeș, s-a desfășurat cea de-a 6-a ediție a Festivalului de Poezie în Grai Bănățean, Credință și Lumină. Evenimentul s-a desfășurat în sala de festivități Episcop Elie Miron Cristea, în prezența Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Le mulțumim tuturor celor care au dat curs invitației noastre și credem că și prin acest festival Credință și Lumină, de promovare a folclorului și a graiului bănățean, biserica noastră face o misiune articulată și mă refer la Episcopia Caransebeșului. Nu numai în acest an al misiunii parohiei și mănăstirii, un an special dedicat misiunii, ci în fiecare an credem că prin promovarea valorilor tradiționale a graiului și portului autentic din această zonă, din Banat, biserica noastră face o misiune în plus și îi apropie pe credincioși. Poeziile religioase și laice în Grai Bănățean au fost recitate de membrii Asociației Scriitorilor în Grai Bănățean, precum și de către elevi și preșcolari îmbrăcați în straie populare reprezentative județelor Caraș-Severin și Timiș. Este una dintre manifestările cele mai deosebite din cadrul larg de manifestări de festivaluri și concursuri în cinstea graiului bănățean. Spunea și preasfinția sa că deja în Episcopia Caransebeșului sunt câteva centre care de câțiva ani buni preamăresc această valoare tradițională a neamului românesc. Poezia dialectală, ca și întreaga literatură dialectală, este bănățeană, subliniez, este un fenomen unic în întreaga arie a culturii și literaturii române. Fenomen existent, nu doar presupus sau virtual, cu o istorie de peste 120 de ani, atestată, consemnată, începând din 1891 până în prezent și iată mult mai răspândită și mai în înflorire în prezent. Manifestarea culturală s-a bucurat de prezența unui public numeros iubitor de folclor. În anul acesta, când episcopia noastră aniversează 150 de ani de la întemeiere, prin festivalul Credință și Lumină se cinstește în primul rând trecutul cultural al bănățenilor, oameni care au fost întotdeauna aproape de Dumnezeu și de biserică. Trebuie să amintim și promovarea poeziei religioase, scrisă atât în dialect cât și în limbaj literar, pentru că poezia aceasta ocupă un loc principal în desfășurarea acestui festival. Festivalul este organizat de Episcopia Caransebeșului în colaborare cu Asociația Scriitorilor în Grai Bănățean și cu Parohia Ohaba Mătnic din protopopiatul Caransebeș.